Salutare tuturor! Haideți să continuăm cu colecția mea de machiaj și anume astăzi vă voi prezenta toate blush-urile, iluminatoarele și bronzerele pe care eu le dețin. Începem cu un bronzer și anume Chocolate Soleil de la Too Faced, bronzerul meu preferat și cred că singurul pe care îl dețin momentan. Cred, nu sunt sigură, dar este posibil. Un bronzer foarte bun, mat, destul de închis la culoare pentru un ten foarte, foarte alb, s-ar putea să fie prea închis, dar au și nuanțe mai deschise pentru tenuri mai albe. Tot de la Too Faced am blush-ul cremă în nuanța Prime and Poppy, poate fi folosit și pentru buze, dar eu în special îl folosesc pentru pomeți. Un blush de la Elf din gama Studio în nuanța Peachy Keen. Este deja pe terminate pentru că îmi place foarte mult, chiar astăzi îl port, combinat cu bronzerul de la Too Faced. O nuanță foarte drăguță, ușor sidefată, dar doar pe produs în sine, pe piele nu apare deloc sidefată. De la NYX am blush-ul cremă în nuanța Boho Chic, este un roz pal foarte deschis și foarte drăguț. Ar părea că pe piele nu s-ar vedea atât de bine, dar să știți că este foarte pigmentat și arată chiar foarte natural. De la MAC am blush-ul în nuanța Mocha, unul dintre blush-urile mele preferate. Din păcate încă nu am o paletuță de blush-uri ca să pot să-l țin și trebuie să-l țin în cartonașul lui în care a venit. O nuanță, cum să zic, potrivită pentru toamnă mai mult, dar cred că poate fi purtată și vara. Am aici Benefit de la Benefit, este o, să zicem, soluție care poate fi folosită și pe pomeți și pe buze. O folosesc și pe pomeți și pe buze și dă o culoare foarte naturală, acea roșeață în obraj de parcă ai înroșit că ți-e cald sau că ești rușinoasă. Dar un produs pe care îl recomand. Blush-ul în nuanța Blush Baby de la MAC este un roz murdar, foarte drăguț, potrivit tot pentru toamnă, iarnă, aș spune eu, dar eu îl folosesc, evident, tot timpul anului. Da. Un blush de la Dior în nuanța 533, acesta este un tester, am cumpărat de la cineva care avea testere Dior, înțelegeți voi toată șmecheria. Și este un piersică sidefat, este ușor sidefat, dar nu arată urât, îți dă acea strălucire pe pomeți și îmi place foarte mult blush-ul, este foarte drăguț. Tot de la Dior am și blush-ul în nuanța 943, acesta este mai spre roz și cu mai puțin sidef, este un pic mai spre mat. Tot are puțină strălucire în el, dar mult mai mat. Acest blush de la Maybelline Affiniton în nuanța 62 Rosewood, un blush foarte drăguț și asemănător cu Blush Baby de la MAC, aș zice că este un fel de înlocuitor, mă rog, să zicem, în America se zice dupe, dar în română aș vrea să-i zic înlocuitor sau... Nu-mi vine alt cuvânt în secunda asta. Oricum, foarte drăguț și îl recomand și nu este deloc scump pentru că este Maybelline. Mineralized Skin Finish de la MAC în nuanța blond, blush-ul meu preferat. Foarte drăguț, rozul perfect pentru tenul meu când nu sunt bronzată și are acea strălucire pentru că are foarte puțin sclipici. Nu pot să-i zic sclipici, dar haideți să-i zicem sclipici. Este shimmer. Da, preferat. Aici am un blush pudră făcut de mine cu pigmenți și tot felul de pudre luate de pe elemental.eu. Nu mai știu exact rețeta, l-am făcut acum jumătate de an, dar îl port destul de rar pentru că, sincer, nu știu de ce îl port atât de rar. Dar este primul meu blush făcut de mine. Am și un Benetint în varianta mini pentru când vreau să plec pe undeva, presupun. Am două iluminatoare de la Rimmel Wake Me Up. Primul este nuanța 004 și cel de-al doilea este nuanța 002. Nu pot să zic că le-am încercat foarte mult, le-am primit cadou, dar par interesante și cred că voi începe să le folosesc. Am și cele două iluminatoare de la The Body Shop. Primul este acesta, care este un fel de înlocuitor pentru Moonbeam, parcă, de la Benefit. Nu mai sunt sigură dacă se numește Moonbeam sau altfel. E posibil să se numească altfel, dar oricum este un iluminator foarte drăguț și este sub formă de cremă, evident. Și cel de-al doilea este acesta,
care are tente mai aurii și îl folosesc doar când sunt bronzat. Și ultimul produs este, desigur, iluminatorul Mineralize Skin Finish. De fapt, nu, se numește Special Reserve Highlight Powder de la MAC în nuanța Shades Shades la mea și m-ați văzut folosindu-l de foarte multe ori în tutorialele mele pentru că este unul dintre preferatele mele. Acestea au fost toate produsele. Știu că aș putea să-mi cumpăr mai multe blush-uri și acum, făcând colecția asta, tocmai am realizat că nu am chiar atât de multe blush-uri și îmi lipsesc multe nuanțe pe care aș vrea să le am. Mai am, desigur, acele blush-uri în paleta de la Sephora, dar paleta aceea m-am gândit să o arăt când vă arăt produsele de ochi și acolo o să vedeți și blush-urile și rujurile din ea. Concluzia acestui clip este că trebuie să plec la shopping să-mi cumpăr mai multe blush-uri. Până atunci ne vedem pe canalul meu de vloguri zilnice, pe care l-am linkuit în bara de descriere și, desigur, pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram și puteți să-mi puneți întrebări pe AskFM și ne vedem marți cu colecția mea de rujuri, glosuri, balsamuri de buze și chestii de genul. Pa, pa!